În conferința de presă de vineri 15 iulie, președintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan l-a prezentat pe noul președinte interimar al Organizației Municipale Liberale, funcție ocupată de Cosmin Marciu, dar și pe viitorul purtător de cuvânt al PNL, Gigi Vlad, ambii membrii de partid cu ștate vechi. Gheorghe Ștefan a subliniat motivele care l-au determinat să-i susțină pe cei doi. Cosmin Marciu e un tânăr, în ciuda faptului că e tânăr, are o vechime considerabilă, aș spune eu, în Partidul Național Liberal. Am apreciat în mod special onestitatea și modestia lui. M-a câștigat, vreau să vă spun, după alegerile locale, atunci când i-am cerut să renunțe la calitatea de consilier județean și a făcut-o fără nici cel mai mică ezitare. A fost votat de toți membrii biroului și tocmai de aceea Cosmin Marciu spune că va atrage alături doar oameni de calitate și nu va fi adeptul jocurilor de culise. Voi fi un președinte corect, un președinte loial partidului, nu am să fac poate unele jocuri de culise, pentru că nu știu să le fac, nici n-aș vrea să știu vreodată și chiar consider că imaginea politică... Nici să nu o faci, că eu sunt expertul gleznele. Imaginea oamenilor politici a decăzut și oamenii nu mai e... sunt așa de încrezători. Noul purtător de cuvânt al PNL Giurgiu este Gigi Vlad, jurist de profesie, un om care vrea să aibă o comunicare bună cu mass-media giurgiuveană, de la care cere doar profesionalism. Eu voi fi purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Aș vrea să fac o rectificare, sunt jurist de profesie, nu avocat, dar prin asimilare poate fi calificate și ca avocat. Voi fi persoana care va dialoga cu dumneavoastră, sper că ca raporturile pe care le vom avea să decurgă normal. Mai multe detalii de la conferința PNL Giurgiu puteți urmări în ediția specială ce va fi difuzată imediat după jurnalul de știri Valahia TV.